Hai că deja se merge mult prea departe. Sincer, mi se pare penibile discuțiile acestea. Nu înțeleg de unde și până unde să-l trage atâta de mânecă. Băi, nene, a zis, efectiv s-a simțit, pentru că așa este în casa Mireasa. De câte ori a fost vorba de o fată nouă, tot timpul Roberto a fost ridiculizat de cum se comportă el în preajma acelei fete. Și cumva el, acum de frică, ca să nu se mai întâmple același lucru, s-a supărat și a cășunat pe băieții. Dar de aici, până al trage de mâne, al îl scoate la tablă, al rușina, Ai spune că nu știu ce a făcut, că nu țipa la mine, nu țipa la mine și la iubita mea și așa mai departe. Mie mi se par mult prea exagerate reacțiile acestea nu le fac bine de niciun fel, nu știu care e scopul lui Dima și al se pare că sunt doar doi oameni extrem de pisălogi și atâta tot. Toate defectele altora le scot în evidență. Păi dacă ar fi fost să rădă lumea de Dima cum ține el prelegeri și ce mai face el atunci când vorbește, să fim serioși că s-ar fi băgat cu capul în nisip, nu e ok, pe bune, chiar nu e ok.